Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Recidivist cu gânduri sinucigașe dat dispărut. Modernizarea căi eroilor va începe cu amenajarea a două parcări. Pandurii în misiune imposibilă. Un bărbat de 30 de ani din Tismana este dat dispărut încă de joi. Tânărul a lăsat un bilet prin care anunță că își va pune capăt zilelor. Până în prezent nu s-a aflat nimic de soarta lui, însă rudele speră ca acesta să se fi răzgândit și să nu fi recurs la gestul extrem. Căutările continuă. Mama sa a fost cea care a descoperit biletul de adio. Femeia crede că a fugit de virga poliției, deoarece cu vreo două săptămâni în urmă a fost implicat într-o spargere la o discotecă din Pocruia, de unde a furat țigări și băutură. Pe la ora 2 am vorbit cu el ultima dată, că mi-a zis că a fost la poliție de a dat declarație și a auzit că el, nu știu, până pe 10, cred că, îl lasă pe el și îl duce și el a fost și el nu mai vrea să ajungă la pușcărie, eu mă omor. Și a lăsat un scris de toți, că îmi pare rău de voi, de că v-am făcut numai rău, a spart la un magazin. A venit, a dat înapoi belea și a auzit că, zice șeful, că a zis că mă lasă că te iartă că vorbesc cu belea, dar el dacă a auzit ieri ce a auzit pe la cine i-a fi zis, m-a sunat pe mine, mă pic, mă copilule, mă pic cu minte, scrie în hârtie că niciunul nu mă iubiți că v-am făcut numai rău. Vecinii nu aveau o părere prea bună despre tânărul dispărut. Un om nenorocit ăsta, un vai de capul lui. Da. Păi dacă se duce dracul și fură sau ce a făcut și câte și mai câte, nu muncește. A fost în furt? Da, a fost în furt, a avut înainte. Nu, nu o pune asta ca pe zilă. Nu, ăsta nu, ăsta e de meserie. Ăsta e meserie și așa ceva, nu e prima dată când face așa ceva. Eu a făcut. El mai a mai făcut pușcărie. A făcut pușcărie mai de mult. De-aia era frică acum de poliție. Păi cred eu știu, Dumnezeu să știe. Da. Andrei Lazar, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj, a menționat că tânărul era cercetat penal într-un dosar pentru comiterea infracțiunii de furt calificat. Polițiștii efectuează verificări pe raza localității de domiciliu, precum și în zona unui lac din apropiere, împreună cu lucrători din cadrul ISU. Tânărul era cercetat într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat și avea dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Florin Albișor era cunoscut ca fiind o persoană cu probleme, motiv pentru care credibilitatea acestuia este pusă la îndoială chiar și de către dealul orașului Tismana, care a declarat că tânărul este un împătimit al alcoolului. Reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj vin cu sfaturi utile tuturor gorjenilor în ceea ce privește achiziționarea jucăriilor în perioada sărbătorilor de iarnă. Cumpărătorii trebuie să țină întotdeauna cont de câteva informații pentru a putea face alegeri potrivite în ceea ce privește jucăriile. Un element foarte important, fără de care nu se poate face o reclamație la ANPC, este bonul fiscal, motiv pentru care reprezentanții instituției ne ghidează spre cumpărarea jucăriilor numai din magazine sau raioane specializate. Să achiziționeze jucării numai din magazinele sau raioanele specializate unde se eliberează documente de cumpărare precum bon. Jucăriile trebuie să fie însoțite de avertizmente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea acestora, precum și să știe că jucările care sunt destinate unui anumit grup de vârstă specifică pot să îi producă răni sau să aibă anumite defecțiuni pentru produsele respective. Să verifice existența instrucțiunilor de utilizare și avertizarea specifice acestora, însoțită de indicații privind precauțiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării. Orice reclamație legată de o jucărie achiziționată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului magazinului de la care a fost cumpărată și, în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC. Întâlnirea dintre reprezentanții posturilor de radio și TV și parlamentarii de Gorj în vederea întocmirii unei inițiative legislative de modificare a legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe a avut loc vineri la Muzeul Județean Gorj. Nu toți aleșii au plecat urechea la doleanțele proprietarilor de instituții media, doar deputații Alin Băcaru și Dan Vâlceanu fiind prezenți la eveniment. În prezent, legea privind dreptul de autor și drepturile conexe creează portițe care permit înființarea unui număr nelimitat de ONG-uri care colectează drepturi de autor sau drepturi conexe de la radiodifuzori, firme de cablu, producători de spectacole sau firme care au televizoare sau radiouri în baruri, magazine sau săli de fitness. Ești de acord să te difuzezi? Uite, eu fac o
producția, tu plătești producția. Video. Și te difuzezi. Și nu îți dau bani la drepturile de autor. Ești de acord? Da. Ai semnat contractul? Bine. Am 5 bibliografuri. M-am dus și am dovedit asta. Nu ne interesează, tu plătești la mine. Și zic, bun, mă duc să mă judec. Ajung la Credidam. Știți ce sunt astea? Sunt 491 de pagini, de playlist-uri, de artiști. Și zic, eu mă, care artiști? Că au contract care cu mine. Au cerut. Mi-au dat licență, da? Păi dacă tu mi-ai dat licență, mi-ai cerut și la Credidam, înseamnă că încep după taxa. Da, au făcut asta. Nu, no, știi cine sunt ăștia? Da, de la Târgu Jiu. Nu, no, sunt instrumentiști de la Doina Gorjului, care sunt plătiți de instituțiile publice, da? Și de la Școala Populară de Artă. Iar ca să ia banii numai ei, în condițiile în care sunt angajați și legea, așa cum arată ea acum, vă arăt articolul de lege, legea spune că dacă ești angajat și vrei să ceri, să folosești, să utilizezi opera în altă parte după ce ai cântat-o pentru instituția la care lucrezi, trebuie să ceri acordul scris și să despăgubești instituția sau societatea la care ești angajat pentru cheltuielile făcute la spectacole. Le-au cerut bani pe spectacole. PFR, care este Uniunea Muzicanților și Compozitorilor din România, plătim. Către UCLRA, dar plătim. Către UPFR ăștia care produc aceste casete, plătim. Cu toate că sunt firme private. Către cei care produc casetele video, plătim. Către Uniunea Cinematografilor și Astora de produc filme, plătim. Sunt 18 organisme. Singura soluție, că am văzut că s-a ajuns până la Curtea de Arbitraj să judecă. Instituții înalte, Uniunea Hotelelor din România, Uniunea Transportatorilor din România, sindicatele, nu știu care. Am ajuns la o concluzie, domne, scoatem televizoarele din cameră, cerem declasarea spațiilor comerciale în speță, hotel și unități de alimentație publică și scrie clar, unitate de categoria 1 cu condiții de 5 stele. După întâlnire, deputații de Gorj s-au arătat încrezători că pot veni în sprijinul reprezentanților din mass media. Am venit cu mare drag la această întâlnire, aș dori să fie toți parlamentari, dar sunt convins că și ei vor susține aceste demersuri, pentru că nu este normal. Avem nevoie de presă fiecare județ în parte și nu e normal să fie taxe impuse de la București. Eu cred că se poate realiza ceea ce ne cereau organizatorii, să este o singură societate, instituție care să colecteze această taxă, să fie un procent în funcție de încasările pe care le ai. Eu cu siguranță voi susține aceste demersuri și să sperăm că vom și reuși să le implementăm. E o problemă corectă, problema pe care au prezentat-o radiodifuzorii. Pentru că, deși nu e una singulară în România, să știți că în multe domenii plătim taxe peste taxe absolut aiurea. Dar înțeleg că există o soluție, am identificat împreună o soluție, ca legea 8 din 96 să fie amendată în sensul în care să se plătească o taxă la o singură autoritate, și să stabilim cine sunt cei care plătesc această taxă, pentru că în prezent toată lumea plătește și dacă mă întrebați pe mine, ca economist, mi se pare că există și un principiu încălcat, acela al dublei impuneri. Adică nu ai voie să colectezi aceeași taxă de la mai mulți sau aceeași taxă de mai multe ori de la același plătitor. În prezent există 16 ONG-uri acreditate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Gigel Capotă și-a luat în serios funcția de manager interimar al Spitalului Județean Târgu Jiu. Fostul director economic și-a stabilit deja prioritățile pentru perioada în care va conduce unitatea spitalicească. Primele lucruri pe care vrea noul director interimar să le realizeze în perioada următoare se numără salariile angajaților și tot ceea ce este necesar pentru buna funcționare a spitalului. Rolul meu este să asigur realizarea exercițiului financiar printr-o execuție bugetară peste 95%, să asigură salariile, rolul meu acum imediat ca să închid anul, să asigură salariile, etichetele de masă, materialele sanitare, medicamentele, dezinfectanții, tot ce este pentru funcționarea în bune condiții actului medical. Pe lângă asta, Gigel Capotă speră să reușească împreună cu echipa să crească veniturile spitalului. Va trebui să fac o comisie de analiză și să pregătesc din timp contractul cu casa. Pentru ca să nu ne mai ne pregătiți, eu vreau să diversific eu, împreună cu medici, cu toți, o discuție cu fiecare medic în parte, cu fiecare șef de compartiment în parte, să diversific gama serviciilor medicale care putem să le includem în contractul nou casă, să avem un contract bun. Vreau să diversific toate serviciile și în ambulatoriu și în asta, ca să
cresc veniturile. De asemenea, managerul spitalului speră să atragă mai multe fonduri pentru instituție. Cred că în primul trimestru al anului 2018 ne va veni un remeneu nou al nostru, care va trebui să îl amplasăm în acele locație în care este celălalt. Deci așteptăm. Ar fi pentru spital, ar fi o mare realizare. Capotă nu exclude nici varianta de a rămâne managerul spitalului pe perioadă nedeterminată. Dacă rezultatele în urma mandatului de interimar ale activității mele voi considera eu că sunt și mi-am îndeplinit ceea ce mi-am propus, vă dați seama că o să doresc să continui activitatea. Înseamnă că ceea ce mi-am propus s-a și realizat și înseamnă că pot. Gigel Capotă a fost directorul financiar al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu până a ajuns acum să ia locul, până la organizarea concursului lui Tiberiu Tătaru. Acesta din urmă a renunțat la șefia spitalului după ce îi expirase mandatul. Lucrările de modernizare a căii Eroilor din Târgu Jiu vor debuta anul viitor. Viceprimarul din Târgu Jiu, Adrian Tudor, a declarat că primii bani alocați de Ministerul Dezvoltării pentru prima etapă a lucrărilor vor fi utilizați pentru lucrări de infrastructură. Este vorba de devierea rețelelor de apă, canalizare și energie electrică. De asemenea, în prima etapă vor fi realizate și cele două parcări subterane prinse în proiect. Una va fi amenajată în zona hotelului Gor și a doua în zona Popa Șapcă, Gheorghe Magheru. În Târgu Jiu se înregistrează o lipsă acută a locurilor de parcare. Viitoarele parcări subterane vor fi cu taxă. Se mai intenționează construirea în afara proiectului a unei parcări în zona pieței centrale. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj a organizat la Târgu Jiu o bursă a locurilor de muncă. Un angajator danez oferă 200 de locuri de muncă sezoniere pentru târgujienii care vor să meargă la cules de mazăre pe plantațiile din Danemarca și Portugalia. Angajatorul are nevoie de mulți muncitori, deoarece în Danemarca oamenii nu sunt dispuși să muncească sezonier. Au ales Târgu Jiul datorită faptului că în anii anteriori au avut o colaborare bună cu gorșenii. Angajatori danezi care să lucreze în agricultură, pentru că ei vor de lucru tot timpul anului. Și de asta venim aici în România, să găsim oameni care să lucreze sezonier. Am venit în România, mai ales aici la Târgu Jiu, că și data trecută a fost un interviu foarte bun, am găsit foarte mulți oameni muncitori și de aceea ne-am întors la Târgu Jiu. Am reușit pentru a treia oară în ultimii ani să organizăm o bursă la nivel național, după ce în 2015 am organizat bursa pentru Spania, în 2016 bursa pentru Danemarca, iată că la sfârșitul acestui an organizăm bursa pentru Danemarca din nou. Ne bucurăm că putem să le oferim șansa gorjenilor de a nu se mai deplasa în alte localități și a participa la această bursă. Angajatorul nu solicită ca aplicanții să cunoască o limbă străină. Joburile sunt pentru o perioadă de 3 luni, iar salariul va fi minimul pe economie pentru țara respectivă. Liderii de sindicate din complexul energetic Oltenia vor afla peste o săptămână suma care le va reveni angajaților din economia la fondul de salarii. Se estimează că economia este de câteva milioane de lei. Potrivit estimărilor sindicatelor, va fi nevoie de 700.000 de lei pentru realizarea majorării lefurilor mici. Ulterior, banii care vor rămâne din economia la fondul de salarii vor fi împărțiți celor 13.300 de mineri și energeticieni din complexul energetic Oltenia. Sumele în plus se vor adăuga la prima de Crăciun. Cuantumul acestuia este în prezent de 950 de lei. La căminul de bătrân de la Suseni, cel mai mare și cel mai modern din județul Gorj, sunt cazate în prezent 85 de persoane. Chiar dacă în ultima perioadă s-a confruntat cu nenumărate probleme, lucrurile par a fi rezolvate. Declarația îi aparține lui Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj. Mulți dintre bătrâni sunt bolnavi, dar au parte de îngrijire 24 de ore din 24 și nu le lipsește nimic. Centrul este modernizat mai demult, au fost probleme la un moment dat cu apa potabilă, dar s-a rezolvat cu partea de canalizare, de epurare, s-a rezolvat. Sistemul de detecție a incendiilor este funcțional începând de luni, că se va face recepția finală. Termenul final al contractului era 31 decembrie. Eu zic că lucrurile sunt rezolvate. Noi, ca autoritate publică județeană, avem obligația de a asigura fondurile necesare funcționării și asigurării salariilor acestor oameni care
care zi de zi au grijă de cei 85 de beneficiari actuali că sunt în acest centru. Complexul de la Suseni se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Gorj, iar din decembrie Tiberiu Tătaru este noul director. Echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu evoluează în ultima etapă din 2017 la Târgoviște. Elevii lui Adrian Bogoi vor da piept cu formația ce ocupă momentan locul 3 în campionat, Chindia. Antrenorul vizitatorilor nu se poate baza pentru al doilea meci consecutiv pe mai mulți jucători de bază. Cu toate acestea, veteranul formației noastre, portarul Răzvan Stanca, ar putea reveni în trebuturi la Târgoviște. La fiecare meci joc fără 6-7, la meciul trecut fără 10 jucători. Într-un lot de 20 este foarte mult. Eu mă refer decât la partea sportivă, în special. Pentru că nu iau la antrenament, cel puțin. Îi pregătesc, adică cred că nu sunt exagerat. Nu iam la antrenament și mai rău nici la jocuri. În ceea ce privește ultimul adversar din 2017, tehnicianul gorjenilor a declarat că are calitatea necesară de a promova. Bogoi nu este străin de Chindia pentru că a stat pe banca tehnică a echipei dâmbovițene acum ceva vreme. Eu cunosc foarte bine echipa din Târgoviște, am și activat acum 3 ani de zile sau 4 ani de zile am fost antrenor acolo. Mulți dintre jucătorii de acolo au venit cu mine, odată cu mine. Este o echipă care activează împreună de câțiva ani, stabilă financiar. Este o echipă bună, chiar cea mai bună, cred, din Liga a doua. Locul 3, cred că e sub posibilitățile lor. Dar este un meci de 3 puncte și noi ne jucăm șansa pentru obținerea punctelor. Pandurii Târgu Jiu ocupă locul 17 în acest moment, după ce Olimpia Satu Mare a fost penalizată de FRF. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Accent TV. Sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.